Bun găsit, dragii mei! Hai să fim super și astăzi vom continua interviul nostru cu Beni. Beni, ești sportivul anului 2020, cel puțin al sfârșitului de an. L-ai făcut knockout pe Baden Hari și vreau să te întreb ce ai simțit atunci când te-ai dus la cameră și ai spus: Elena, te iubesc, Patrick, te iubesc. Da. A fost un an, să încep așa, a fost un an foarte greu, 2020. După atâta vreme a venit pandemia peste noi și am fost în lockdown și evident, cred că a fost cel mai important meci din cariera mea, cu cel mai faimos, cel mai cunoscut, e o legendă, Badr Hari, o spun și îl respect și acum, chiar dacă l-am învins. Eu mă antrenez în Olanda și am făcut sacrificii, am plecat și l-am lăsat pe Patrick acasă, am lăsat-o pe Elena acasă. A fost greu să călătorim. De multe ori înainte călătoream și cu mine în cantonamente. Patrick a început grădinița, avea de făcut grădinița online. Pandemia ne-a împiedicat la fel să ne deplasăm și am fost plecat foarte multă vreme. Cred că am stat trei luni și ceva plecat de acasă. Și în perioada asta meciul s-a amânat odată. Am reușit să vin o săptămână acasă, după care a trebuit să plec. Și cred că a fost o răbufnire a mea. M-am bucurat că toate sacrificiile, și evident când zic de sacrificii, mă refer în primul rând la faptul că am fost plecat de acasă și am fost plecat departe de Patrick și de Elena. A fost cea mai lungă perioadă? A fost cea mai lungă perioadă departe de ei. Am mai stat plecat o lună jumătate, două, dar puteam să călătoresc și îmi programam cantonamentele în așa fel încât să nu depășesc 2-3 săptămâni și să vin acasă să-l văd. Ce ai simțit în momentul ăla? M-am bucurat foarte tare, evident. Nu am realizat grandețea victoriei, dacă pot să zic așa. Cred că ai realizat-o pe parcurs. Am realizat-o pe parcurs. Acum, imediat după meci, am mai zis că am primit foarte multe mesaje care m-au uimit pur și simplu și mi-am dat seama câtă lume am putut să bucur și atunci mi-am dat seama de impactul victoriei mele. Și ce știai tu de Baden Hari? Aproape tot. Erai pregătit, ai avut timp tot, să te pregătești. Da, aproape tot, pentru că chiar dacă l-am învins și sunt mai puternic și mă văd mai puternic și mai bun ca și el, a fost un om cu care am crescut. Ne trezeam noaptea și ne uitam la galele din Japonia, unde lupta el, Boneaschi și mulți alții, Peter Arts și evident o legendă. Și să ajungi să lupți cu legendele, evident te poziționezi și tu undeva, dacă nu lângă ei, undeva pe podium cu ei acolo. Și a fost o bucurie imensă. După meciul ăsta urmează preliminariile pentru... Da, a fost un meci, preliminar, dacă pot să-i spun așa, pentru centura mondială. Lucrurile s-au schimbat acum, a venit pandemia, iarăși nu avem evenimente, dar da, mă pregătesc pentru, cred eu, pentru meci de centură mondială. Tu ai fost făcut knockout de marocan? Am fost făcut knockdown după un meci destul de bun și o repriză destul de bună. Ai scris istorie, dacă stau bine să mă gândesc, nu? Da, dar nu s-a mai întâmplat asta niciodată. Oamenii care au fost făcuți knockdown de el au pierdut ulterior la decizie. A fost singurul care în urma unei lovituri de-a lui puternice, pentru că e recunoscut ca fiind cel mai exploziv și cel mai puternic luptător, am reușit să mă ridic și să întorc eu rezultatul și să câștig eu knockout. Dar la ce te gândeai în momentul ăla? Adică mi se pare... Vrei să spun la ce mă gândeam? Țin minte și am povestit-o și prietenilor. Când mă număra arbitrul, în colțul ringului, îmi trecea tot felul de faze prin cap și mă gândeam că nu e scris, nu se poate întâmpla să pierd pur și simplu dintr-o greșeală, pentru că a fost o greșeală de-a mea, am ieșit dintr-un clinch cu mâinile mai jos, m-a prins undeva în tâmplă și m-a amețit. Deci erai conștient în momentul ăla. Da, am fost foarte conștient și mă gândeam că nu se poate întâmpla așa. Nu am vizualizat așa. Mă vedeam câștigător. După atâta sacrificiu ar fi păcat și după o primă repriză pe care, în opinia mea, o câștigasem, ar fi păcat din cauza unei greșeli să pierd meciul. Și nu mă vedeam A fost ceva ce te-a motivat în momentul ăla să îți revii?
Nu m-am gândit la ceva anume. Uh-huh. M-am gândit doar la faptul că am făcut atât de multe sacrificii și nu e posibil, nu se poate întâmpla așa. Și, într-adevăr, în pauza reprizei, antrenorul meu m-a întrebat dacă sunt bine, dacă mi-a revenit, dacă sunt 100%. Și mi-a zis, când începe repriza, a treia, ultima, așteaptă 20-30 secunde și dă-i tot ce poți, du-te pe el. Exact așa ai făcut. Da, am făcut puțin mai repede, nu știu dacă au trecut 10 secunde și pur și simplu am intrat pe el și am câștigat meciul. A existat în cariera ta vreun moment în care știai că o să pierzi, dar totuși ai intrat în ring? Da, am avut finalul 2018, o piramidă de 8, 3 meciuri în aceeași seară. Mult, foarte mult. Da. Și m-am accidentat din primul meci. Am dat o lovitură joasă de picior, am lovit în genunchi, glezna a început să se umfle. Poate mulți alți sportivi după primul meci ar fi anunțat că sunt accidentați. E un luptător de rezervă care te înlocuiește. Și te uiți la gală, dar nu am făcut asta. Mi-am dorit să mă duc înainte, am dorit să trec peste, am crezut că pot să câștig meciul și așa. Am intrat în meciul 2, am câștigat meciul 2, a fost knockout-ul anului 2018. Un meci, cred că cel mai greu meci pe care l-am avut, cu un luptător destul de puternic. Tehnic. Au fost pe toată durata a 3 reprize, tocmai de aceea și fost anunțat meciul anului. Și am intrat în al treilea meci, în aceea seară, cu pauze de 10 minute între ele. Țin minte și acum că atunci când ne anunță și intrăm pe podiumul spre ring, șchiopătam. Și țin minte că mi-a strigat antrenorul, nu mai șchiopăta, încearcă să faci să nu se vadă, să nu vadă adversarul. Adică era vizibil că abia da. Mai umblu. Dar totuși am dorit să intru. Repet, nu caut scuze, am crezut că pot să-mi ving și așa, am crezut că adrenalina și vibe-ul mă va face să trec peste, dar evident nu am pierdut din cauza piciorului, am fost epuizat, obosit, au fost mai mulți factori din cauza care am pierdut, dar oarecum în urma accidentării era cumva evident că nu voi câștiga piramida. Ai numărat până acum câte victorii ai avut? Nu, uit de fiecare dată, când sunt când nici sunt înfrângerile, întrebat. Nu le numai? Înfrângeri știu, sunt 5 înfrângeri. Prin knockout? Da, 4 dintre ele, da. Dar de ce nu le numeri? Se pot înmulți. Ce, înfrângerile? Nu, victoriile. Victoriile. Uit pur și simplu, de fiecare dată când sunt întrebat, intru pe Wikipedia și încep să le număr. Sunt 33, dacă nu mă înșel. Ai și 4 meciuri la box? Da. Profesionist? Da, la box profesionist. Întotdeauna mi-a plăcut boxul. Eu am început cu boxul, cred că amator cumva, cochetat. Am fost în câteva săli de box și mi-a plăcut și... prima dragoste, să zic așa, a fost boxul, pentru că Mike Tyson și pentru că da, am urmărit foarte mult Mike Tyson, Mayweather și întotdeauna m-am văzut oarecum boxer. Doar că soarta m-a făcut să ajung kickboxer. Dar dacă ai face box de performanță începând de acum, cât de departe te-ai vedea? Au trecut deja... Păi da, ai demonstrat în kickboxing că poți face lucruri minunate. Am avut sparring-uri și am avut sesiuni de antrenament cu unii dintre cei mai buni boxeri din lume, adică Tyson Fury. Am avut o sesiune de sparring cu Derek Chisora. Și cum a fost experiența cu ei? Huey Fury. M-am simțit foarte bine. Am simțit că fac față. Uh-huh. Ba mai mult, am fost și lăudat de către Tyson Fury, care e un luptător senzațional și... Ai învățat câteva tehnici de la el? Am învățat tehnici și chiar m-a recomandat că Ce anume? Ar fi indicat să mă apuc de box, sunt foarte talentat. Nu știu, cred că aș putea să ajung în top 10 și în boxul profesionist, chiar dacă deja au trecut foarte mulți ani și
probabil oamenii de box, promotorii, managerii și așa mai departe, nu ar mai avea încredere, pentru că la vârsta asta nu prea se mai apucă nimeni de box. Dar cred că mă ajută și kickboxing-ul. Eu fiind luptător care îmi folosesc foarte mult brațele, se aseamănă foarte mult, cred că, nu știu, în câțiva ani aș putea să ajung în top 10, cu un manager bun și cu, nu știu, cu un parcurs așa mai... Păi, eu zic că ai timp să ne demonstrezi lucrul ăsta. Ce ți aduce ție mai multă satisfacție? Atunci când câștigi printr-un knockout sau după ce parcurgi toate reprizele? Cred că atunci când câștigi prin knockout e bucuria mult mai de ce? Mare și mai satisfăcătoare. Nu știu. Nu am explicație pentru asta. E o victorie, se termină ușor, muncești foarte mult, ne căutăm de multe ori și ne dorim ca meciul să se încheie înainte de limită. Publicul adoră treaba asta. Asta vreau să te întreb, noi empatizăm publicul vrea cu publicul, adrenalină. Da, noi empatizăm cu publicul, suntem un fel de gladiatori ai lumii moderne. Oamenii vor să vadă sânge, să vadă bătaie, din păcate, dar asta e sportul. Și atunci când îți faci, nu știu, adversarul knockout și... pare totul dramatic și durează 10 secunde să-și revină, publicul iubește asta, empatizează și atunci, evident, asta ne este transmis și nouă luptătorilor și ne dorim să câștigăm prin knockout, adică înainte de limită, să-ți amețești, să-ți faci adversar inconștient. Chiar dacă fair play-ul e atât de mare în sportul nostru, încât de fiecare dată rămânem cu majoritatea, rămânem prieteni și, nu știu, ne pare rău de multe ori că a trecut prin momentele alea. Dar că tot vorbeam de public, e greu fără public să joci? Exagerat de greu. E urât, abia aștept să revină totul la normal. Ca să-ți dau un exemplu, înaintea meciului meu cu Badr Hari, a fost Rico Verhoeven cu Badr Hari 2. Meciul a fost pe un stadion de fotbal la Arnhem și au fost 35.000 de oameni, de spectatori, și eram în public, eram spectator și am fost impresionat. S-au ridicat părul pe mine, pentru că în sportul nostru, fiind mai la început, nu e fotbal sau, nu știu, final de Champions League, să fie normal să ai pe stadion 60.000 de oameni. S-a ridicat părul pe mine, când s-a închis lumina, s-au aprins toate telefoanele și impresionant, muzica, intrările sportivilor. Și la un an și jumătate, dacă nu mă înșel, am avut și eu parte de un meci cu Badr Hari, care într-adevăr e, nu știu, a fost topul kickboxingului și din păcate noi doi n-am mai luptat cu 30.000 de oameni, am luptat cu sala goală fără public. Rămâne o amintire frumoasă, în special pentru că am câștigat, dar ar fi fost și mai frumoasă dacă erau și 20-30 de mii de oameni și să auzi pur și simplu zumzetul oamenilor și zbierăturile și telefoane și să empatizeze lumea cu tine. Da. Așa s-a terminat meciul și am plecat la hotel. Fericit! Satisfăcut! Da, da. Înainte să intri într-un astfel de meci, știu că mergi în cantonament. Două luni de zile, ai spus, nu? Da, de obicei două luni. Cum te pregătești? Oarecum totul începe dinainte să aflăm de meci. Pentru că și acum sunt într-o perioadă off-season, adică nu am anunțat niciun meci, dar totul se întâmplă de obicei după sărbători, pentru că atunci exagerez cu mâncarea, cu... pauza de antrenament, dar întotdeauna încerc să mă mențin undeva la 70-60-70% ca condiție fizică și ca antrenament și atunci când sunt anunțat de vreun meci, încerc să-mi fac antrenamente. Ele încep în România de obicei, am un antrenor cu care colaborez la Sibiu și încep să plec la Sibiu câte o săptămână, vin acasă, iar plec o săptămână. Știu că avem un prieten comun, maestru Dorobanțu. Da, da. Mai fac sparing-uri cu băieții la box de la Dinamo, care mă ajută foarte mult, să zic așa, și le mulțumesc că de fiecare dată mă tratează super bine. Eu spun, ei te apreciază foarte mult, știu, direct de la sursă. Ulterior vine asta, despărțirea de România și mă cantonez în Olanda.
singur? Unde la începutul, nu știu, la început mergeam și cu Elena și cu Patrick. El era mai mic, putea să lipsească de acasă, dar acum a început și el grădinița, e mai măricel, are activitatea lui, nu aș vrea să, nu știu, să stea cu mine, să nu facă nimic acolo. După ce l-ai învins pe Badr Hari, ai scos efectiv mânușile tale cu care l-ai învins la licitație. Da. Și ai ajutat două persoane. De fiecare dată m-am gândit să fac ceva frumos pentru oameni și a venit momentul, mi-aș fi dorit să le țin, și a venit momentul ca după victorie, nu știam dacă să dănez o parte din bursă pentru cineva și m-am uitat la mânuși, am ajuns acasă și m-am gândit, zic, ar fi mai frumos ca cineva să și beneficieze de și să aibă o amintire frumoasă în urma meciului și am hotărât să scot mânușii la licitație. Un băiat le-a cumpărat... Cu ce sumă? 4.000 de euro, dacă nu mă înșel. Așa, și împreună cu un prieten, cu Alin, el știa un caz social, eu văzusem un alt caz social și am ajutat două familii, un băiețel de 16 ani care a început să facă o casă singur și l-am ajutat cu tot felul de material de construcție să termine casa. Foarte frumos. Și o altă familie pe care m-a impresionat, dintr-un sat unde locuia prietenul meu, creștea 4 copii singur, mama a plecat nu știu exact unde și am fost pe la ei, am văzut, nu aveau baie, nu aveau bucătărie, nu aveau nimic. Și la fel i-am ajutat cu jumătate din suma câștigată în urma vânzării să-și construiască bucătăria, să poată să mănânce tot la masă. Și era și perioada sărbătorilor și am zis că și mai mult. Felicitări! S-ar bucura, mulțumesc! Te vezi antrenor după ce ai să-ți închei cariera? Da, pentru că îmi place foarte mult să dau mai departe ce am învățat eu. Am avut parte de multe lucruri și să învăț foarte multe lucruri aici în România, la început, când m-am antrenat cu fostul meu antrenor Alin Panaite, care era pe un stil diferit. Am avut parte să fac box profesionist și să am parte de antrenamente cu unul dintre cei mai mari boxeri ai lumii, printre care și Tyson Fury. Și la fel, antrenorul actual este unul dintre cei mai deștepți, zic eu, antrenori din lume. E și antrenorul actualului campion și, evident, m-aș bucura să pot să dau mai departe ce am învățat eu și din stilul ăsta, și din box. Eu cred că am învățat destul de multe și chiar îmi place. Îmi place să antrenez, îmi place să dau sfaturi. De fiecare dată, prietenii mei știu cu care mă antrenez, de fiecare dată când ne antrenăm și dacă văd o greșeală, îmi place să o corectez. Cred că aș fi un antrenor bun, cred. Știi de ce te întreb asta? Pentru că știu că ai jucat într-un film. Da. Și te pregătești pentru un alt film. Da. Ai putea să ai o carieră în domeniul ăsta. M-am gândit și la asta, dar știi cum e? De multe ori nu poți să te focusezi fiind sportiv de performanță. Mi-aș dori să mă focusez și pe alte lucruri, dar de multe ori intervin ca antrenamente și perioada competițională și cred că atunci când faci ceva ca să iasă super bine, trebuie să fii foarte focusat pe treaba aia. Dar am avut parte de un rol într-un film de acțiune. Acum, și ce ai făcut acolo? A fost o scenă de luptă într-un film Forced to Fight cu Gary Daniels. Acum 8 ani, dacă nu mă înșel. Acum o să dau un casting pentru un alt film de acțiune, o serie pe Sky Sports undeva în America. Să vedem. Bine, tu ești sunt chiar deschis, talentat. Sunt open, da. Care sunt filmele care îți plac cel mai mult? Ce îți place să vizionezi? De acțiune, romantice, acțiune, horror? Da, în special, nu horror. Acțiune, dramă. Da? Dramele bune, da. În special, am Denzel Washington, e actorul meu preferat. Da. Îmi place, evident, cam tot ceea ce face el. Ce filme te-au inspirat ca sportiv? Ca sportiv? American Gangster. Bun. Chiar dacă e un film din altă zonă, personajul și felul lui de a gândi m-au făcut să, nu știu, m-au ajutat, zic așa. Gladiatorul? Da. Actorul tău preferat? Ai spus Denzel Washington. Actrița preferată Charlize Theron. Charlize Theron. Da.
pentru că mi-ai povestit că primul tău job a fost de om de ordine, cum ai spus tu. Dacă ar fi să ne imaginăm acum că ai putea să fii bodyguardul unei vedete de la noi din România, care din ar România? Fi aceea? Da. Cătălin Măruță e prietenul meu. Crezi că are nevoie? Parte de... Crezi că are nevoie Cătălin de un bodyguard? Nu. Înainte, când făcea farse, probabil da. Că nevoie. O să-i acum. Transmitem. În 2021 trebuia să lupți pentru titlul mondial. Ce o să se întâmple? Da, în urma victoriei împotriva lui Padehari în 2020, în decembrie, teoretic sunt challenger-ul obligatoriu pentru titlul mondial. Ar trebui să lupt pentru titlul mondial, dar în urma pandemiei toate evenimentele sunt în pauză. Știu că Glory caută o nouă dată și pentru următorul eveniment. E vorba de mai mulți factori ca evenimentul să aibă loc și atunci va trebui să așteptăm. Eu am început să mă antrenez destul de tare deja, pentru că indiferent că ei vor alege să facă evenimentul așa fără public sau va trebui să mă așteptăm un an și voi avea un meci intermediar până atunci, eu va trebui să nu pierd șansa asta, va trebui să fiu 100% pregătit și indiferent de ce se va întâmpla și ce vor hotărâi ei să fac eu în următoarea perioadă, trebuie să câștig, că e meciul de titlu, că e un meci intermediar și urmează meciul de titlu atunci când se vor deschide arenele și pentru public. Eu sunt focusat pe ce am de făcut deja de acum. Beni, îți mulțumesc, îți urez succes. Mulțumesc și mult. Știi ce îmi doresc? Atunci când ai să câștigi acest meci, să te duci la cameră și să spui, sunt super, promiți? Asta se va întâmpla. Eu sunt super, tu ești super și ei sunt super. Mulțumesc mult!